Următorul taur se numește Charlie, provine din altă grupă, are 40 de luni, ca fermă de proveniență SC Agro Carmolact din Bistrița. O producție medie pe fermă de 10.840 de kg lapte. Taurul este testat genomic cu o valoare totală de 3.072 de puncte, cu o valoare de ameliorare genomică la lapte de 1.056 de kg pe plus, o valoare de ameliorare genomică la longevitate de 115 puncte și o valoare de ameliorare genomică la fertilitate de 106 puncte. Ca ascendență, tatăl provine din Germania, ce are o valoare de ameliorare la lapte de plus 1508 kg. Mama este din România, ce a avut la lactația a doua 14.000 de kilograme lapte. Bunica maternă a avut la lactația a treia 11.550 kilograme lapte. De asemenea, și taurul se află în perioadă de testare. Au fost distribuite doze în fermele ce fac parte din programul de ameliorare al rasei bălțată cu negru românească Holstein Friză. Și la ora actuală are 115 descendenți. Îi mulțumim.